Marketing afiliat pe digistore24.com. Cum să vinzi cele mai bune produse? Salut, eu sunt Madeleine și în acest videoclip o să ți arăt un mic tutorial despre digistore24.com. O să ți arăt cum să cauți cele mai bune produse și despre ce este vorba. Deci, hai să nu lungim prea mult, dar înainte de asta, nu uita să apeși butonul de like, subscribe și să distribui cu prietenii tăi, deoarece o să fie un videoclip foarte interesant. În primul rând, tot ce trebuie să faci este să mergi pe acest site, digistore24.com, și vei ajunge aici, pe această pagină. Ce este de fapt acest Digistore24? Este o platformă unde poți să vinzi produsele tale și de asemenea unde poți să promovezi produsele altor persoane ca să câștigi comision. Exact cum este Clickbank, ShareSell și multe, multe altele. Este o platformă foarte ușor de folosit, foarte, foarte ușor. Și cum am zis, poți să te înregistrezi ca și fi afiliat ca să promovezi alte produse altor persoane, orca și vânzători, adică să vinzi produsele tale, iar alții să vină să vândă produsele tale pentru un anumit comision. Perfect, deci ce trebuie să faci prima oară este să te înregistrezi. Cum să faci asta? Foarte simplu, te duci aici și register now. Perfect, iar aici te înregistrezi. Ok, deci acesta este formularul pe care trebuie să-l completezi ca să te înregistrezi pe această platformă. Eu am deja un cont, bineînțeles, o să-ți spun ce trebuie să faci aici, iar apoi tu te înregistrezi și eu o să intru în contul meu pe care l-am deja. Deci aici te întreabă ca ce vrei să te înregistrezi, ca vânzător și afiliat, doar ca afiliat sau doar ca vânzător. Bineînțeles că dacă scopul tău este doar pentru a face marketing afiliat, poți bifa acest afiliat aici, adică doar să promovezi produse pentru comision. Dar de asemenea, bineînțeles că îți poți face contul direct ca și vendor și afiliat, nu este niciun fel de problemă poate în viitor vei avea nevoie ca să vinzi produsele tale. Deci, pentru acest tutorial eu o să las așa bifat, vendor și afiliat. După cum știi, regulile de bază, unde apare această steluță, sunt câmpuri obligatorii, unde nu este, nu este câmp obligatoriu. Foarte simplu, la username punem doar de exemplu rapid un username. După cum vezi, s-a generat un link de afiliat, ok, automat, acesta este linkul de afiliat, dar este doar un exemplu, depinde de produs, se va schimba aici cu produsul. Ok, deci acesta este username-ul, linkul de afiliat, emailul ul pui e-mail aici, e email aici, parolă, parolă. Aici ați alegi timpul, depinde de în ce zonă te afli acum, doar dacă dorești nu este obligatoriu, iar mai departe aici avem, depinde Personal, informațiile tale personale. Depinde dacă ești femeie sau bărbat, un extra titlu dacă dorești, primul nume, numele de familie, companie, vezi că nu este obligatoriu, adresa, țara, telefonul, Skype nu este obligatoriu, apoi bifezi această căsuță și tot ce trebuie să faci este să apeși Register for free now. Iar apoi ți se va crea un cont pe Digistore24 și vei putea promova produse de pe această platformă și vei putea vinde produse pe această platformă. Acum o să mă loghez și eu în contul meu de Digistore24 și o să-ți arăt mai în detaliat acolo ca să poți să înțelegi despre ce este vorba. Ok, m-am logat în contul meu de Digistore, chiar am apăsat și pe Marketplace, m-am dus la Marketplace doar ca să-ți arăt ce se vinde pe această platformă, ce poți să vinzi și ce poți promova pe această platformă ca să câștigi comision. Ok, după cum poți să observi, aici în stânga sunt mai multe categorii. Vezi aici produse digitale și ai aceste categorii în produse digitale. Animale, betting, pariuri, business și investiții, computer, dans, muzică și foarte, foarte multe. Email, marketing, fashion, fitness, food games, foarte, foarte multe categorii aici. Iar apoi ai încă trei opțiuni, events and seminars, servicii și physical products, okay? Deci dacă vrei să vinzi produse care nu sunt digitale, okay, Care trebuie să le trimiți la clienți acasă, poți să le listezi aici. Dacă ai un serviciu, poți să listezi de aici. Foarte, foarte simplu. Deci când vine vorba de vânzarea unui produs pe această platformă, trebuie să-ți alegi o nișă. Vezi aici foarte multe nișe, cum ți-am spus, o categorie, trebuie să-ți alegi o categorie în care să vinzi. La fel și dacă vrei să faci marketing afiliat, ar fi bine să-ți alegi la fel o nișă, adică să vorbești pe conturile tale de socializare decât despre un subiect, iar apoi să vii să alegi categoria nișa pe care o ai, să alegi un produs și să iei linkul pentru a-l promova și a câștiga comision. Dar fie că vrei să vinzi un produs pe această platformă, fie că vrei să promovezi un produs pe această platformă, o să-ți dau un mic sfat. Ți-aș recomanda să alegi o nișă care să fie în trend, care este în trend. Cum ar fi? Business și investiții, ok? Este în trend. Dating, love și relationship, acesta este în trend. Educație, ok? Fitness and health, intermarketing și e-business, ok? Personal development, servicii și software. Deci acestea sunt categoriile care sunt în trend în momentul de față. Deci când crezi un produs, îl poți crea în aceste categorii. Dacă vrei să promovezi un produs, ți-aș recomanda să te duci în una din aceste categorii și să alegi produsul potrivit. Dar între a fi vânzător și afiliat, este o diferență. Ca și afiliat poți să începi acum, astăzi, gratuit. Ca și vânzător nu este chiar foarte ușor. Trebuie să faci produsul, descriere, landing page, trebuie să faci mai multe, chiar și promovare. Zic că ai produsul, ai totul, gata, îl pui aici pe Digistore, dar nu o să vină afiliații direct și o să-ți promoveze. Totul trebuie să-l promovezi la început ca să afle lumea. Dar ca și afiliat este foarte simplu te duci foarte, foarte ușor la ce nișă, ce categorie dorești. Vezi produsul, de exemplu, acesta, citești despre el toate detaliile, absolut toate detaliile aici și tot ce trebuie să faci. Vezi aici 85% comision, cât poți să câștigi, vezi 150 de dolari pe vânzare. Tot ce trebuie să faci este să apeși Promote Now. Simplu. Acesta este linkul de afiliat pe care eu trebuie să-l promovez și cu acesta fac bani. De fiecare dată când cineva apasă pe acest link și cumpără acest produs, eu primesc comision. Foarte simplu. După cum am zis, este un tutorial scurt. Vreau doar să mai îți arăt ceva. De exemplu, te poți duce aici și să dai sort by popularity, ok? Iar aici vezi toate produsele care se vând foarte bine în momentul de față. Cum am zis, nișa fitness and health foarte, foarte bună, vezi aici Home Doctor. Vezi acesta, e tot fitness în, health, vezi că este această categorie. Și la fel, citești descrierea, citești despre acest produs, dacă vrei să-l promovezi, poți să faci content pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram și multe alte strategii pe care le poți găsi pe acest canal de YouTube și să promovezi linkul tău de afiliat. Foarte simplu, apeși Promote Now, iar acum copiezi acest link și acesta este linkul tău de afiliat foarte ușor. Mergem și aici la aceste produse, să vedem ce e aici, supplements, ok, deci acestea sunt produse care se livrează la clienții acasă, nu sunt produse digitale. Deci acesta este Digistore 24. Poate pentru unii n-a fost de ajutor acest videoclip, deoarece știau deja totul despre această platformă, dar pentru alții sunt sigur că este de mare, mare ajutor. Deci pentru asta vă rog să apreciați această muncă și să apăsați butonul de like, Subscribe dacă nu ați făcut-o deja și distribuiți cu prietenii voștri.